Dacă schimbarea unui obicei este ceva care îți dă bătăi de cap, dacă și doar gândul la rutina ta îți provoacă stări de transpirație și neliniște, dacă vrei și crezi că e prea greu să transformi un obicei nesănătos într-unul care să-ți aducă beneficii, atunci ești exact unde trebuia. La emisiunea The Light of Words găsești azi uneltele de care ai nevoie. Să-i urăm bun venit așadar acestui domn omniprezent în viețile noastre, un tip care face și desface, puternic, face parte din categoria grea cu cele mai multe meciuri câștigate. Obiceiul. Suntem încă de la definiția cuvântului îndreptat spre ideea că numim obicei o activitate pe care o repetăm atât de mult încât devine greu de schimbat. Greu de schimbat! Din punct de vedere psihologic, obiceiul intră într-un mindset fix, căpătat prin repetiție. Iar neurologic vorbind, obiceiul se formează în acea parte din creier la care se ajunge cel mai greu. Probabil că de aici și nevoia de atâta repetiție. Există o cercetare, un caz celebru de leziune cerebrală, în care pacientului îi se cere să arate drumul spre bucătărie și nu reușește să facă asta. Însă atunci când este foame, știe exact unde să găsească frigiderul, știe drumul spre bucătărie. Dacă vrei să aprofundezi studiul în ceea ce privește obiceiurile, îți recomand o carte scrisă de autorul Charles Duhigg. Mânat de faptul că ajunsese să pună multe kilograme, ajutat de obiceiul de a se ridica de la birou în fiecare zi la o anumită oră, să traverseze strada la cafeneaua din colț, de unde lua ceva dulce și o cafea, a pus în lumina cuvintelor într-un mod ușor de digerat cum și de ce și de unde vin obiceiurile. Eu îmi duc ideea astăzi mai departe, plecând de la acest fapt că obiceiurile sunt reziliente și necesită un timp mai îndelungat pentru a fi schimbate. Îmi aleg cu grijă cuvintele, tocmai pentru a-ți muta atenția de la definiția cu care am început. Care definiție? Exact. Te provoc să te gândești acum de ce îți periezi dinții în fiecare dimineață, ori de ce mănânci un desert după fiecare masă de prânz ori cină, de ce îți aprinzi o țigară atunci când ești nervos ori relaxat, de ce te enervezi de fiecare dată când copilul nu îți ascultă rugămințile de a-și curăța camera. De ce? De ce? Intenționat îndrept discuția înspre interiorul tău, pentru că, așa cum și în alte situații, găsești răspuns la multe întrebări, uitându-te ceva mai atent la tine și, în cazul de față, autoobservația și introspecția te ajută. Ești o piesă importantă în viața ta. De fapt, ești cea mai importantă piesă din viața ta. Un tip a făcut foarte mulți bani dintr-o reclamă la pasta de dinți. Ai să mă întrebi ce legătură are asta cu tine? Are, fii atent! Tipul ăsta, Claude Hopkins, a făcut un research pentru că a vrut să afle ce caută clienții atunci când vor să cumpere o pastă de dinți. Căutau senzația de prospețime. Atunci când mergeau la raft, oamenii căutau o pastă de dinți care să le asigure senzația de prospețime imediat după spălare. Asta stă la baza obiceiurilor noastre. Dorința, pofta, imaginea senzației de după obicei, recompensa de la capătul obiceiului. După un timp în care am repetat aceeași rutină, creierul nostru începe să anticipeze recompensa, acea senzație. El face toată treaba fără ca măcar să consume un gram de energie pentru asta. Salvează energia pentru alte treburi. 40% din activitatea noastră zilnică se bazează pe obiceiuri. Și dacă încercăm să ne opunem acestor rutine, apare frustrarea, nervii, stres și afirmațiile acelea bine cunoscute. Nu vreau, nu pot, nu merge. Închei azi citându-l pe prietenul meu, Robin Sharma. Schimbarea unui obicei e un proces greu la început, mizerabil pe la mijloc și minunat la final.
Până la întâlnirea următoare, te provoc să ne spui ce obicei ai vrea să schimbi. Pentru că în episodul următor o să-ți spunem cum poți să faci asta cu mari șanse de reușită. Și am să-ți povestesc cum am ajuns de la 0 la 5. De la 0 km alergați într-o zi până la 5 km alergați în fiecare zi. Scrie-ne pe adresa amc@anamariachiorean.com sau lasă un coment chiar aici. Subscribe dacă vrei să te anunțăm când începe noul episod.